Hei, bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Maria, dacă sunteți pentru prima dată aici și vă place ce postez, nu uitați să vă abonați, să urmăriți și alte clipuri ce se regăsesc pe acest canal și, bineînțeles, să fiți la curent cu viitoarele mele clipuri. Astăzi am pentru voi un clip cu produse terminate, folosite, consumate și, bineînțeles, cu părerea mea sinceră despre ele. Înainte să începem, aș vrea să vă spun ce port pe buză, pentru că sunt sigură că la un moment dat cineva o să pună întrebarea asta. Așadar, astăzi port un ruj lichid de la Sephora. Acesta este din gama Cream Lip Stain Metal și este în nuanța 115. Este un piersiciu cu reflexii aurii, foarte interesant, foarte fain. Vedeți ce opac este și ce minunat. Ca de altfel toate rujurile de la Sephora. Așadar, hai să începem! Și începând cu categoria mea preferată și anume a parfumurilor, vreau să vă spun că luna aceasta am terminat două sticluțe de parfum. Ele nu au fost întregi, le-am cumpărat așa parțiale, dar le-am terminat acum, nu au fost începute chiar luna aceasta, însă mereu se termină câte ceva și ajung să vă povestesc atunci când vine momentul. Și am în primul rând această sticluță de Jimmy Choo, by Jimmy Choo, Eau de Parfum. Aceasta are 40 de mililitri. A fost un parfum absolut superb. Un parfum de iarnă, un parfum cu mult patchouli, dar și cu multe note dulci. Deci caramel cu patchouli, cam aceasta a fost aroma. Un parfum care se face remarcat, mie mi-a plăcut foarte mult și am primit nenumărate complimente atunci când l-am purtat. Pentru că, într-adevăr, este un parfum care te scoate în evidență. Este creat în stilul actual, adică parfumuri dulci și cu nota aceasta de patchouli care a făcut valuri în ultimii ani. Și este un parfum cu siar și persistență bune, un parfum rezistent și puternic, așa cum place tuturor, să te simți parfumat atunci când folosești 2-3 pufuri. Mi-am cumpărat deja un backup la această sticluță, drept urmare vă dați seama că mi-a plăcut acest parfum. Cel de-al doilea parfum se numește Ange Eau de Mon, este de la Givenchy, a avut 50 de mililitri și are această sticlă absolut superbă în degradé de la negru până la incolor. Absolut minunat parfum, un parfum apărut acum destul de mult timp pe piață, dar este iubit și apreciat și acum. Eu cel puțin îl iubesc foarte mult pe acesta și la acesta mi-a cumpărat un backup. Acesta are un miros așa cumva ușor gotic, nu este prea dulce, ci este doar așa pudrat, lemnos. Din punctul meu de vedere, acesta poate fi foarte ușor parfumul unei rocherițe. Și nu pentru că sticla este neagră, ci pentru că parfumul mă duce cu gândul la ceva mistic. Nu știu de ce. Are note așa afumate, note lemnoase. Un parfum cu adevărat deosebit. Nu se aseamănă cu niciunul altul. Drept urmare, l-am iubit foarte mult atunci când l-am purtat și l-am vrut în continuare, l-am cumpărat, l-am recumpărat. Din păcate, aud zvonuri cum că ar fi deja întrerupt din producție. Sper să nu facă nebunia aceasta, pentru că parfumul ăsta chiar merită a rămâne și a fi cumpărat de către cine îl iubește. Dar cum tot ce-i frumos se sfârșește la un moment dat, ne vom resemna și vom căuta alte parfumuri cu care să înlocuim. Dar din punctul meu de vedere, acesta este un parfum foarte bun. A făcut ravagii la momentul lui pe bună dreptate, pentru că a fost ceva nou din punct de vedere olfactiv. Drept urmare și-a și găsit foarte repede fain. Siajul și persistența au fost bune. Siajul nu a fost cel mai mare, dar s-a făcut remarcat de la oarecare distanță. Dar persistența a fost undeva la 7-8 ore pe piele, ceea ce pentru mine este mulțumitor, ținând cont că nu am o piele atât de permisivă cu mirosurile și destul de repede mănâncă parfumurile. Dar una peste alta, acest parfum mi-a plăcut mult și sper să-l țin în producție, sincer. Dragii mei, acestea au fost toate produsele terminate de mine în ultima perioadă. Sper că v-a plăcut clipul și v-a inspirat și că poate v-am ajutat să alegeți viitoarele voastre produse atunci când nu știți ce să cumpărați. Dacă vi s-a părut ok clipul, transmiteți-l mai departe, vă rog, și persoanelor din jurul vostru, poate că le va fi de ajutor. Iar eu vă las și vă doresc toate cele bune. Pa, pa!